Vă salut din nou. Revin la stup aici să-i restrâng. Eu să știți că nu i-am restrâns pe toți într-o zi. Deci n-am reușit într-o zi. Mi-a luat 2 zile, nu? Asta e a treia zi. Încă n-am stat toată ziua de dimineață până seara. După amiază, așa. Uite, unde scuturam eu albine. Ieri. Uite, mai rămas câteva albinuți acum. Ia. Nu mai salt asta. Uite, cam așa stă albina. Asta e pe 4 rame. Mă rog, bun. Hai să mergem la următor. Hai să vedem aici. Nu știu dacă am strâns vreunul până acum 5 rame. Aici pe camion. Nu cred, doar 4. S-ar putea să am și pe 5. Ia să vedem aici. Mă lasă fără fum? Hai, cu mințele, mamă. Stai cu mințele. A, asta văd că îi pusesem diafragma aici. Ia. Le încadra bine. Ce vine așa? Ai diafragma aia groasă, bă. Nu prea se încadrează la găuri aici. Am diafragme de 2 cm și de 3, și asta e de 3. Îl las așa. Am văzut pe o. Hai să vedem aici. Două, patru, șase, șapte rame. Începem să scoatem. Prima ramă e cam așa. Ar cam avea ceva miere pe ea. Deci în momentul de față mă orientez în primul rând la hrana care o las aici. Și bineînțeles și la albine, dar la albine la mine e simplu. 3 sau 4 rame. Tot. Chiar dacă depășește 3 rame, nu e problemă. O jumătate de ramă de albine într-o lună, două, moar. Oare mai crește populația de albine de azi înainte? Ia spuneți-mi. Până la 1 martie nu mai crește tata, ea scade, este într-o continuă scădere. Așa că dacă stă mai înghesuită, uite, asta ar fi bună de centru, care și ceva polen. Puțin, nu mult, dar cât de cât. Mai consumă și apolenaș. Așa. Hai să vede. O mai fi puiet? Da, uite că pe asta are puiet. Am văzut eu aici. Uite că mai are ceva puiet. Ce-i fac eu la asta? A scoat-o. N-aș mai lăsa aici. Și așa are albine destulă. Deja m-am orientat. Asta e de 4 rame. Deci aici ar fi bună de centru, ar cam fi. Ia să mai vedem. Deja prima acolo nu mai scot, am văzut-o că e plină de miere. Și băgăm 3 rame în centru aici. Ba nu, 2 îmi trebuie. Ia, așa. Am zis că le restrâng în 4.
Îl bag pe asta. Are și puțin polen aici. Deci, o ramă. Uite așa. Mai trebuie una de centru. Ia. Asta. Așa, așa, așa. Am una aici, dar are fagurile cam stricat cu celule de trântor. Caut alta. Am uitat să pun pauză acolo. I-am găsit-o. Uite ce-i dau în centru. Uite așa. Trei rame și a patra. Poate să fie asta. Poate să fie asta. Bun. La mine mâncarea știți că trebuie să ajungă la 10-15 februarie. Eu după aia le dă Costin. Le dă cât trebuie. Bun. Băgăm aici diafragma. Cu diafragmele astea, că mai mă întreabă unul și altul, că sunt etanși și jos, și stânga, și dreapta, etanși. Păi știi ce înseamnă pentru mine diafragmele astea? O cutie mai mică. Cei care iernează în dalea de polistiren de 6 rame, dacă iernezi în 6 rame, unde e diafragma? Deci în cutia aia de polistiren de 6 rame, roiniță, iernezi în 6 rame, cum iernează băiatul ăsta la, în Franța, în 6 rame în alea, unde e diafragma? Spuneți-mi și mie. Nu cumva pereții la stuc, că e de polistiren și nu sunt etanși până jos și așa, eu am făcut o cutie mai mică. Deci pentru mine e o mare prostie dacă pui diafragmă să circule aerul și pe aici, și pe aici, și pe jos, și pe sus, pe peste tot. I-am făcut o cutie mai mică. Trebuie facultăți pentru a înțelege treaba asta. Ia spuneți-mi și eu. Pur și simplu am făcut o cutie mai mică. O ajut să țină temperatura mai bine. Bineînțeles că e la și aerisire. Ați văzut că am niște găuri de un podișor în... Nevoie și tu aerisire. Bun. Uite, cam așa. Unii pun întrebări, dar ei nici nu gândesc înainte. Normal că... E foarte simplu. Eu am făcut o cutie mai mică. Atât. Simplu. Adică altă explicație cred că nu mai trebuie. E o cutie de 4 rame aici. Uite. Cam asta înseamnă. Fiindcă e diafragma izolată. Are urdinișul exact pe partea la rame aici, deci nu aici, exact aici, urdinișul. Și în spate aici am o aerisire, am aerisire și la podișor. Tehnologie grea. Băi, și mă uit că majoritatea au diafragma așa, care circulă aerul pe lângă ele. Pe aproape că degeaba o pui. Nu pierde căldură. Ia să dormi. Ia dormiți odată acasă, în iarna, ușa puțin crăpată, așa. Cam așa ceva. Bă, asta o scutur. Și știți ce-i fac? Că mai e niște puieta aici de eclozat. O dau la... O dau la unul mai slab să eclozeze la el. Da, cu eclozat. Bine, dacă nu... O fi varoa, o fi... Asta-i. Asta are albine destulă. Sau să nu mai bag, nici nu știu ce să... O să ziceți că e varoa aici, nu? Cu siguranță zice e varoa acolo. Ba și dacă nu e... A? Unde e furculița?
care mi-ai luat furculița, că nu mai văd. De unde să pun și camera asta, că nu mai am loc. Ia. Cum să pun să se vadă? Uite, scot și o pastă de aici. A, și e puietul alb, așa, nu se vede. Nu e, mă, niciun varo. Nu e, bă, tată, varo. Mă duc și o duc la unul slăbus, eu dau să eclozeze acolo. Dar mai zis eu că varoa nu am. Dacă vreți, hai să facem schimb. Vă dau puiet, vă rog să-mi dați varoa. Ca să nu pierd. Să rămân fără varoa. Îmi place cum îl strâng în patru rame. Oare câți mai strâng stupii așa ca mine? Oare câți din țara asta? Eu cred că mai sunt destui apicultori, dar din ăștia care nu postează. Asta e secretul dezvoltării tatăl, de strângerea la maxim. Bun, gata și cu asta. Da, mă, uite, pentru că e diafragma aia mai groasă. Nu mai vine bine la găuri, dar nu mă las. Trebuie să le dau puțin mai într-o parte. Rămâne așa formă. V-am zis, am diafragmă de 2 cm și de 3. Și uite că am pus una de 3, fără să îmi dau seama aici. Ia să vedem. Așa, da. Mai reglăm aici. Am strâns aici prea tare. 2 mm așa. Uite așa. Așa, mamă, stați acolo. Vă fac eu un cuib acu, de nici n-ați visat voi să aveți așa frumusețe de cuib. Restrânse, bine. Aveți mericic acolo, tot ce vă trebuie. Ha, stați pânințele acolo. Ia să vedem aici. Băi, aici e unul foarte bun. Ia să vedem cum pune camera asta. Prind acolo tot. Uite, cam așa. Deci e unul foarte bun. Care nu știu cum fac cu el aici. Două, patru, șase, șapte rame are el. Ia, ăsta vine bine aici, la găurile astea care le-am dat. A, și ăsta trebuie mai așa. Nu-i bine nici la asta. Dar de ce? Deci trebuie mai... Ah, nu merge. Mai așa. Uite așa. La mine așa vor rămâne, vă dați seama, până în... Sfârșitul lui martie, eu știu când începe dezvoltarea, așa rămân, cum îi organizez acum. Nu mai umblu aici, de-aia pun și fernitoarele astea. Ia să vedem aici.
Gata, acum vine bine. Bun. Hai, stați acolo, cum înțeleg. Nu înțepați. De 7 rame. Bă, cât le strâng pe asta, mai auto. Ca la Neilie. Neilie, ia uite, bre. Stă ciucule pe rama asta, pe ultima rame. Aici puțin mai rare. Nu știu ce să-i fac, să-l las așa în 7, să-i mai iau din albină, ce să-i... Acum parcă nu-mi vine să iau din albină, mă, dacă e a lui. Ce rezolv eu, că iau de aici o ramă de albină și o dau la unul mai prăpădit în 3 rame. Și ăla, dacă e regina proastă, i-am dat degeaba albină. Degeaba-i dau. Lasă-l pe ăsta, mă, să fie șmecher. Nu-i așa? Lasă-mă să fie el șmecher. Hai să vedem în cât îl restrâng. Cred că în 6. Hai să vedem. Ăsta o să fie primul care îi pun catul. Am mai pus eu într-un an caturi pe 25 martie. Dar unii nu înțelegea fenomenul. Regine bune, tată, ăla-i fenomen. Ia. Deci, foarte puțin puiet, mi-aș permite să o scot pe asta. Da, mi-aș permite să o scot, că nu are rost să mă stea aici. Uite, asta și-a făcut și curat în lada aici. Asta ar fi mai de cuib. E regina pe aici. Sunt neagră. Da? O fac cu povedeți. Neagră. O degeaba zic eu că alea negre sunt bune. Adică, o să le vedem la an. Bun, hai să mai vedem pe aici ce vrem. Așa va rămâne până la primăvară. Deci, aici mâncare nu este de destul de mult, da? Dar dacă e în centru, n-are nimic. Mai rămas din asta. Îi placă de mire. Nu-mi place. Asta scoat-o. Scoat-o de aici. E prea multă mire și nu. La mine nu consumă. Aici pe camion nu poate să consume. Ramele astea care sunt pline, nu. Deja e și aia prima de acolo, o văd. Tot așa cam plină. Eu o las pe aia, să zice. Deci și aia e cu albină pe aia frumos acolo. Ia să le fac o băiță. Deci asta de cuib are coloniță până aici. Mai jos e puțin lichid. Mire lichidă. Bun. Avem una de cuib. Asta parcă e cu regina. Da, e regina aici. Asta e a doua de cuib. Mai băgăm una de cuib. Dacă asta e aia plină cu... Asta trebuie cu scuturi. Asta are 3 kg jumate sau 4. Ia să vedem aici. Îl pun pe asta oare? Sau să pun alta? Băi, eu pun pe asta pentru că are și niște polen. Și nu vreau să-i scot rama cu polen. Nu e mult, dar e important că are niște polen pe ea. Și câte avem acum? 2, 4. Și mai trebuie una. Asta e placă de miere. Pe care o punem? Pe care o punem?
peste aia cu puțin puiet. Hai mă, că o bag pe asta. Asta are mâncare mai puțină. Dar, ținem cont că am mâncare pe celelalte, o bag și pe asta aici. Ia. Și o bag cu mâncare mai multă pe față. Și eu zic că o să-i ajungă mâncare. Și dacă nu-i ajunge, păi nu o să-i dau eu. O să-mi lângă ele aceea. Să-mi dau eu mâncare. 2, 4, 5. Mamă, și mai am 2 rame țepene de albine. Să-l las în 6, mă. Nu mă, îl scutur în 5 și asta e. Văd eu mâine dacă stă după diafragmă. Aia iau albine, mă, care stă surplus. După diafragmă eu o iau și o dau lua. Ia ajunge 5 grame. Din cauza că... Vă dați seama, are deja 3 rame în centru aici. Măcar să le văd eu pe alea pline de puiet. În primăvară. Full așa de puiet, știi? Măcar să le facă pe alea. Dar poate să bage și pe astea la altă. Deci are spațiu destul. Să punem jucăriile astea aici. Ah, cai înțepat. Dacă să-i las rama asta așa plină, care mai mult o incomodează acolo, mai bine îi dau eu, nu știu, la 1 februarie o pungă de miere. Extrag rama asta, mierea aia o pun într-o pungă și o dau aici peste pui. Așa consider eu că e bine. O, și asta la fel. Am o placă de miere. Eu am observat că ramele astea care îți plac așa, pline, pline. Bă, așa stă în stup. Știți până când stă așa? Până pe la 1 aprilie, tot așa o vezi plină. Adică stă toată iarna degeaba în stup. Să chinui albina să o încălzească, să eu știu. Pentru ce mă să se chinui pe? Ei, trebuie miere ca să treacă iarna. Bine, normal acum dacă, să zicem, eram o persoană care, bă, nu aveam timp de ele. Plecam, uite, cum eram eu, o, șofer pe tir. Sau plecam din țară, nu știu, din octombrie până în martie, aprilie. Păi atunci fi sigur că îi lăsam 2 rame de-astea stânga-dreapta, să nu moară de foame. Asta zic, sunt multe variante de a ierna cu stupii. Nu trebuie judecat nimeni că ăla lasă mâncare multă, că altul mai puțină. Eu aș putea să iernesc cu miere și mai puțină decât am lăsat acum. Păi sunt aici lângă ele, mă, vă dați seama că... Fără să sal podișorul, eu aici am cald, afară poate să fie minus 5 grade. Pot să le fac căldură. Eu vin aici și le dau pe găurile astea cu un bidonaj de miere și le dau pe fiecare zi. Pentru mine nu e greu, nu e o muncă grea. Pe fiecare zi le dau câte 100 de grame de miere, exact cât consum. Hai, mamă, ce faci? Urci pe perete? Unde te duci? Scaladezi pe aici? Treci acasă. Nu-i frig afară, da? Stai, amorțit așa. Bun, gata și cu ăsta.
Acum trecem pe rândul de jos, ultimul rând. Că asta, aici. Ia. Bun, hai să vedem aici. Aici. Avem din nou familie bunicică, după cum o văd eu. Da, e bunicică. Ia. Hai, stați acolo, mamă, că a venit ploaie. Hai. Iau, plouă. Uite așa. Diafragmă. Mai am ce. Mai stai nici în dinea. Vezi cu podișorul ăsta să vin aici bine. Da, e bine, da? Cred că e bine. Ia. Puțin mai trebuie mai... Uite așa. Și apoi să vedem aici ce lăsăm. Bun. Mai bine asta ciucuri, ramă cu mâncare. Nu prea multă. E bine și căpăcit până pe aici. Restul lichidă. O mănâncă și pe aia lichidă. O să-ți las eu să stea ciucure pe... O să-i pun alta mai plină. Ia. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ia. Mai puțin aici. Hai să mai vedem aici. Cred că am mai zis, deci pe mine mă interesează ramele care le las, toate ramele care le las, să fie bune de ouat. Uite, de exemplu asta, are niște celule nasoale pe aici pe jos. Ar fi acceptabilă, dar nu, nu-l las. Pe mine mă interesează toate ramele care le las aici, să fie bune de ouat. Oh, oh, asta e placă, bă. Prea multă miere aici. A, e bună să o vezi că păcesc după diafragmă, pe martie. Ia să vedem aici. Asta o las. Asta o pun prima. Mâncare destul aici. Bun. Asta cred că de 4 rame. Deci, rama asta aici. Următoarea rămâne asta. Ne trebuie una bună de centru. Ia să o vedem. Uite, foarte bună asta. Cam așa. Sau, stai să o vedem și pe următoarea. Mai am vreo două, adică poate mai fi puiet, eu știu. Nu, asta are mâncare puțină. Trebuie scoasă. Ia să vedem asta. Și asta are, asta mare puiet. Are puțin puiet. Dar îl scot.
Îl dau la un lui, dă-l afară, văd, eu îl dau la altul. Dar vine destul aici. Dar bă, că e și reținea pe aici. Și nu mai văd. Apetit. Bun. Am găsit reginea și am băgat-o acolo. Și acum îi bag așa. Ramă de cuib. Uite pasta. De centru aici. Așa. Și asta l-am tăiat mai de margine. Uite așa. Și l-am făcut în patul ăsta rup rama. Cum mă s-o să rupă doar capăt pe ea, mă? Bă, ăștia care faceți rame, mă, mai faceți-le și voi bune, mă. Cât am apăsat, mă, cu ce forță am apăsat. Și nu prea mai am rame cu mâncare. Puuu, belea, s-a rupt, da, mă, aici. O să-i bag cui acum, sunt cu stupul deschis. Hai să caut alta. N-am alta, dar aia s-a luat. Nu cine știe ce, dar ar fi celulă bună de oa, dacă vrea. La primăvară ajunge aici cu cuietul. O repar pe aia, bat eu niște cuișoare acolo. O șurubă îi dă. Așa. Deci. Uite așa. Așa să stai până la 1 martie. 2, 4 rame, da? Bun. Băgăm aici asta. Ce am făcut la Dalta? Unde am dus-o? Nu intre astea în cauza la ceară. Mă cam grăbesc că a început buzeia, la nu știu ce au și astea. Au mâncare destulă și le vine la foc. Uite așa. Una aici. Bun. Și scuturăm acum. Ne și stropim. Ia uite mă, aveam ramă cu mâncare aici. A, era prea multă. Asta. Eu le rezolv și pe astea cu mâncare mai multă, le mai descăpăcesc eu niște. O trage în cuib și e foarte bună, da. Deocamdată merg așa pe ramele care le am. E, asta n-am văzut-o și asta era bună de ea. Asta era bună de ea. La cui târziu. Ia. Mai, da, e mâncare cam puțină. Da. Asta e. Vedeți cât albina are asta, că e cam de 5 grame. 5 grame și o strâng în 4. O să dea peste. Cauci aici, asta groasă albina. Cuietul voros apare din cauza că nu le strânge costit tupie. Păi ca mine sunt puțini care le strâng așa. Cauți aici, bă.
Deci mai am una. Păi dacă vede Nea Daniel din Gorj treaba asta, pentru el stupul ăsta era de 10 rame, să lăuda cu el pe internet. Zicea că are 10 rame de albin. La mine e de 5. Ia de aici. Mai e puțin puieta aceea. Îl dau la unul amărât afară și gata. Bun. Cam atât. Închidem aici. Și zicem iernare ușoară până la 1 martie. Nu 1 martie, 1 februarie încep cu stimularea, păi, băi, gata, puneți-i că pauză să duc la mai acu puiet.